Unitatea de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici din cadrul Spitalului Județean de Urgență este funcțională de câteva zile. Prin această investiție, SJU Deva se apropie tot mai mult de performanțele clinicilor universitare de top, spun autoritățile județene. Compartimentul care funcționează în cadrul secției cardiologie are 10 paturi alocate din cele 45 ale secției și deja aici au fost internați primii pacienți. Și vom putea progresa ca județ. Am avut mare încredere în această idee a mea de a avea la Deva atât unitatea de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici, cât și un angiograf de ultimă generație și iată că am reușit să le realizăm pe amândouă. Doar cu investiții masive, de la modernizarea spațiilor până la dotarea cu aparatură și echipamente medicale noi, Spitalul Județean poate deveni o unitate sanitară performantă care poate rivaliza oricând cu spitalele din marile centre universitare de la noi, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara Laurențiu Nistor. Realizarea acestei investiții de aproape 1 milion de lei este o premieră pentru județul Hunedoara și reprezintă o încununare a eforturilor conducerii Consiliului Județean Hunedoara de a le oferi pacienților cele mai bune condiții de tratament la spitalul din Deva. Compartimentul dispune de aparatură și mobilier medical complet noi, de înaltă calitate. Activitatea este desfășurată de personal calificat, medici cardiologi cu experiența și personal mediu desemnat, precum și personalul auxiliar necesar. Pentru menținerea calității superioare a îngrijirilor, toți angajații depun un efort de excepție în contextul complexității activității pe care o presupune această secție a spitalului, a precizat și Dr. Constantin Blaj, șeful secției cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Deva.